Două sunt aspectele cheie ale săptămânii viitoare pentru cei care s-au născut în zodia Fecioarei. Primul dintre aceste aspecte ține de registrul celor două luminarii, care se întâlnesc la 10 grade și 55 de minute, semnul vărsătorului, corespunzător casei lor a șasea a cerului, într-o fază de lună nouă, în ziua de 30 ianuarie. Este un element care poate să conducă la o serie de schimbări în regimul muncii, în relațiile cu șefii, superiorii, pe întreaga ierarhie posibilă, sau subalterni, ori, evident, colegi. Se pot schimba multe aspecte, cum ar fi locul de muncă însuși, locul într-o ierarhie, responsabilitățile, chiar dacă își păstrează funcția sau atribuțiile de până acum. Dar nu sunt excluse nicio serie de evenimente care sunt determinate de o conjunctură economică, politică, socială și care își pune amprenta pe felul în care funcționează o instituție, în mai bine sau în mai rău, în mai restrictiv sau într-o latură ce presupune dezvoltare și căpătarea unui alt statut, al unei alte ponderi, într-un regim, cum spuneam, economic sau public ori social. Sunt răspunderi de o mare importanță, de o mare gravitate și determinare, pentru care ei nu sunt pregătiți, fie nu mai pot să mai suporte stresul, presiunea morală, ori chiar volumul de muncă. Atenție și la impactul asupra tabloului clinic de ansamblu, a stării de spirit și a stării de sănătate, pentru că astfel de evenimente se pot asocia și cu reacții organice pe măsura acestei provocări. Se pot enerva și implici să facă un puseu de hipertensiune, să-i doară capul, să nu doarmă, să nu poată mânca, să reacționeze disproporționat, să facă criză de nervi. Atenție mărită la toți cei care se află acum în așa numita vârsta a treia și care se cunosc de ani de zile ca fiind niște oameni cu probleme neurologice sau de circulație periferică. Al doilea element important, dar cu totul diferit de registrul astral analizat până adineauri, este cel pe care îl identificăm legat de casa a șaptea, de zodia peștilor, unde se aflau deja acolo, într-un tranzit prelung și prelungit, Chiron și Neptun. Acolo, pe 1 și 2 februarie, se va afla și Luna, care, făcând conjuncții cu aceste planete, ba, mai făcând și niște trigoane cu Jupiter aflat în Rac și Saturn în Scorpion, va crea premisele unui multiplu trigon regal destul de bun. Acestui context astral se adaugă și tranzitul planetei Mercur, guvernatorul celor născuți în Fecioară, care va intra în zodia peștilor, în această casă a șaptea parteneriatului. Se schimbă cu totul și cu totul tabloul de până mai ieri. Se pun premizele unei atitudini împăciuitoare, consecvente, fără salturi de umor și de personalitate, bazate pe noblețe, pe morală, pe îngăduință, pe cum se cădenie, pe o viziune largă, filozofică asupra lucrurilor, spre generozitate. Este un moment foarte bun pe care cei născuți în Fecioară, dacă îl vor specula, vor avea de câștigat din perspectiva imaginii personale, al relațiilor parteneriale, al tuturor tipurilor de cooperare, colaborare sau implicare într-un proiect comun. Se pun premizele unor discuții și sentimente care înnobilează, fac cinste și fac bine, ung la suflet și aruncă o rază frumoasă și lasă să se înțeleagă pentru cei din afară că respectivul nativ, dând dovadă de astfel de reacții și fiind în stare de o astfel de atitudine, înțelegere, că este înzestrat cu numeroase calități pe care, iată, nu a avut prilejul să și le pună în valoare, să le demonstreze într-un chip elocvent. Acest tranzit, care se naște odată cu ziua de 1 februarie, din perspectiva lunii, el se va sfârși, este adevărat, în dimineața zilei de 3 februarie, dar din perspectiva tranzitului mercurian, va dura câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că le oferă prilejul acestor nativi să stabilească o serie de punți de legătură, de comunicare și să restabilească punți stricate prin conflicte, animozități sau reacții neinspirate la un moment dat.